Persoanele respective au fost observate ieșind din camere. Jandarmii au intervenit în forță, echipați cu combinezoane. În cursul zilei de ieri s-a acționat în interiorul centrelor de carantină pentru detenționarea unei stări conflictuale, respectiv pentru verificarea respectării de către persoanele aflate în carantină a regulilor stabilite de către organele de sănătate publică. În urma controalelor efectuate, jandarmii au întocmit actele de sesizare pentru săvârșirea infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, existând suspiciunea rezonabilă că 6 persoane ar fi încălcat regulile stabilite pentru spațiul de carantină prin ieșirea din camerele repartizate pentru cazare, pentru a se vizita între ele sau a-și înmâna diferite obiecte de la o cameră la alta, creând astfel premizele răspândirii bolilor. De precizat că cele 6 persoane sunt contacți direcți ai celor 6 cetățeni confirmați zilele trecute cu COVID-19, cu toții făcând parte dintr-un grup revenit din Anglia pe data de 24 aprilie, atunci când au fost introduși direct într-un centru de carantină din municipiul Buzău.